dori să fie o sală plină, 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 pentru că în spatele afișului, ăla micuț pe care l-ați văzut, pus pe afișire, se află câteva povești frumoase. Una din ele e chiar din Târgu Neamț, mă refer la Dăriuța, draga de ea. Unde e Dăriuța? E pe aici undeva, nu? Te s-o aplaudați pe Daria, e de voastră, de domnilor voastră. Eu cu Daria m-am întâlnit la festivalul Amiziva, a intrat foarte frumos. Eu cu Daria m-am întâlnit la foarte multe alte festivaluri din țară. E un copil care vine îmbrăcat regulamentar, cu ie, cu ochelari regulamentar de copil și cântă foarte frumos, are foarte multe emoții. O să îi le spulberați, domnilor voastră. O să mai fie un om foarte frumos, am mai trecut pe acasă, pe la Târgu Neamț, dacă nu mă înșel chiar de curând, undeva în parc aici alături, a fost împreună cu dânsul și cu Gogu Vanghele și am cântat la câți trecători au fost. Parcul a fost pregătit, oamenii care treceau prin parc s-au oprit, am ascultat, am aplaudat, ne-am bucurat. Este vorba despre prietenul și cantautorul Cezar Popescu de la Iași. După Cezar Popescu, o să fie Adrian Beznă, adică eu. Puteți mă aplaudați cu Dumnezeu, mă iar seara o să se întâmple cu niște legende, spun eu, pentru că muzica românească întotdeauna a fost o muzică asumată, o muzică cu mesaj. Trupa Krypton este una din legendele rockului românesc și funcționează încă. O să-i vedeți pe scenă foarte tineri, deși în buletin undeva cifrele se adună într-un fel frumos acolo. Trupa Krypton, o mare trupă. În seara asta într-un proiect Unplugged special pentru cel 22 de decembrie pe care îl împărțim împreună. După clipul puteți să-i aplaudați cu mare drag. N-aveți încredere, nu știu cum o să iasă seara. Seara o să fie foarte frumoasă. Foarte frumoasă și foarte, foarte sinceră. Nu știu, mai dați niște telefoane. Aveți telefoane, de obicei la spectacole văd oameni care au telefoanele și pun mâna pe telefon și sună, fac selfie-uri, fac toate cele conform stasurilor tehnologice. Poate mai vin niște prieteni de-ai noștri. V-a speriat donația de pe afiș, e pentru o cauză nobilă. Pentru că oamenii frumoși întotdeauna sunt cei care s-ar primi atunci când trebuie pus umărul acela de ajutor. Despre asta este vorba. Da, să nu ne lamentăm, pentru că seara e într-o seară chiar specială. Suntem doar cu două zile înainte de ajunul Crăciunului. La final o să vă rugăm și noi pe dumneavoastră și o să rămâneți până la final, când aveți ce face, o să închidem ușile, le sigilăm. Și cei care ies o să plătească amenzi tot anul viitor și o să trimită banii în contul financiar care va sprijini în România. Așa, o să rămânem până la sfârșit. Nu e bun, două ore, două ore jumate. O să fie o seară așa de, pe care o să vă amintiți părerea mea. O să începem cu doi tineri care nu erau pe afiș, nu sunt pe afiș, deși înțeleg că merită, vin din partea primăriei, spun eu. Pentru că în fiecare oraș se desfășoară activități artistice, culturale. Domniile voastre de multe ori chiar nu știți despre asta. Ar fi bine să ieșiți la orice lucru organizat, de școală, de liceu, de centru de cultură, de primărie, deci o fi în care sunt promovați tinerii. Ei au nevoie de aplauzele dumneavoastră, clar. Dar nu aveți nevoie să știți că aveți niște tineri frumoși și o comunitate puternică. Așa că o să dăm drumul, o să tăiem panglica acestui eveniment de pe 22 decembrie de acasă, la Târgu Neamț, cu doi băieți frumoși, cu Andrei, nu? Și cu Dumitriu, tot îi spunea Mihai, avea un mic nea în cap. Andrei și cu Dumitriu, ai două chitări, sunt frumoși amândoi. Aveți și prietene? Sigur aveți. Numai tu? Haideți încoace, că nu știu cântați după cortină. Andrei și cu Dumitriu, de acasă, de la Târgu Neamț. Au două microfoane, domnul director, domnul Ionuț a stat toate după amiază și a făcut numai probe de sunet. A fost un spectacol greu, am înțeles că o să fie de la 5 la 6, dar fiind atât de mult copii valoroși și, cum să spun eu, impregnați în perioada asta de starea de sărbători, dura spectacolul vreo oră jumate, așa că n-am avut timp să ne aranjăm pe scenă cum trebuie, dar e bine. E bine că se întâmplă lucrurile cu activitate. Că... Cine e Andrei și cine e Dumitriu? Tu ești Andrei, nu tu ești Andrei. Și tu ești Dumitru. Așa am pățit la un festival la media, așa cum erau două surori gemene. Unde e Daria? Unde e Daria? Ai, pe aici, în spatele meu aici. Erau două fete gemene, dragi de ele, de undeva, de la Râmnicu Sărat. Și
tot timpul nu știam care e Ștefania și care e Ioan. Tot timpul ne confundam între ele. Amândoi erau ca tu, nu? Erau ca două picături de ploaie. Voi nu sunteți ca două picături de ploaie? Așa. Uite, alu Andrei. Alu Andrei merge mai... Puteți să lăsați și două trebuie să duceți. Știți că pe 22 decembrie s-o tras. S-au auzat o pușcătură peste tot. Nu știu lumea de unde vin. Nici acum nu s-au aflat după atâția ani de zile. Dacă mai auziți din când în când, să știți că e de mine. E o pușcătură de bine, nu e din aerea. Vă prezentați frumos, spuneți voi bună seara, da? Ce cântați, cum cântați. Vă uitați în ochii publicului spectator. Când ieșiți din culise, dați telefoane și spuneți că să mai vină prieteni de-ai voștri. O să mai cântați odată și așa umplem și sala și umplem și seara. Andrei și cu Dumitrel, de acasă de la Târgu Neamț, în această seară. Ia să vedem. Puteți să-i aplaudați. Mă numesc Bucur Dumitrel. De seara, mă numesc prietenul Andrei. Vom interpreta două colinde. I-a ieșit Băieri afară de Ioan Bocșa și din albul Iernii, dintr-un serial TV, Pariu cu viața. Sperăm să vă placă. Amintiri de neam, de neam. Și
dăm din poartă în poartă, în seara de ajun. Să dăm iubire pe un covric, să îmbrățișăm pe cei. Să dăruim cu moșuri neavărățați, să podobim cu amintiri, cu întrebări și desfârșiri. Din armul e niște mai verde brad, ca tururi colorate și dulciuri parfumate. Sunteți bine, ok? În regulă, da? Okay. Se pare că fiecare loc crește prin propriile sale ideale, ca să zic așa. Iar undeva, ca să ajungi la ideal, îți trebuiesc idei. Știți că la Tribuneau ți-a fost o bursă de idei, un lucru foarte, foarte, foarte bun. Ar trebui multiplicată treaba asta în toată țara, pentru că din ideile bune, din ideile oamenilor, ies idei pentru oameni. Am sunit pe doamna Cristina, doamna Cristina. Haideți cu drag și cu emoții, știu cum e. Doamna Cristina a venit cu diplome. Vine cu ideea frumoasă de a răsplăti ideile despre care o să vedeți. Eu face parte dintr-o poveste da, pentru comunitate. Da, vă spun și eu bună seara și bine ați venit la acest spectacol minunat. Vreau să vă aduc și eu noutăți. De fapt, ați putut să vedeți și pe pagina de Facebook a Primăriei Orașului Târgu Neamț. În perioada 15 octombrie-15 decembrie s-a desfășurat un concurs, prima ediție, Bursa de Idei Târgu Neamț, organizator Primăria Târgu Neamț și Asociația Ansamblul Ozana, premiile fiind oferite de Societatea Amir HOSRL, doamna Elena Didilă, care îi mulțumim foarte mult, din propunerile venite la Primăria Târgu Neamț au fost selectate 3 idei și au fost premiate următoarele. Premiul 3 se acordă domnului Iulian Trofin pentru propunerea de a înființa 2 toalete publice în orașul Târgu Neamț, ceea ce este o necesitate. Toate aceste idei au fost jurizate conform unor criterii de jurizare, să fie inovative, creative, realizabile, măsurabile și sustenabile în timp. Premiul domnul Trofin Iulian nu a putut fi prezent în această seară, dar premiul dumnealui vrea să-l doneze pentru cauza umanitară pentru care s-a organizat acest spectacol, așa că am să-i mânez plicul domnului Adrian Beznă să-l pun acolo la unde se vor strânge ceilalți bănuți. Câștigătorul premiului 3 m-a anunțat că vrea să doneze premiul dumnealui pentru ceea ce se strânge în această seară. Să-i las la organizatori. Mulțumim tare mult, domnule. Trebuie doar să-l aplaudăm. Îl aplaudăm, da. Noi am căutat un prilej deosebit să anunț acești câștigători și nu se putea altceva de mai potrivit decât acest spectacol de poveste. Mă bucur să văd.
Premiul al doilea se acordă domnului Constantin Mosor și de asemenea domnul Mosor m-a rugat să-i mânez premiul după Crăciun, dar trebuie să facem anunțul acum. Nu a putut fi prezent, nu este în localitate. Dumnealui a venit cu propunerea de a înființa un transport public în comun, în orașul Târgu Neamț, pe rutele îndepărtate, să facă legătura între cartierele de mărginașe din oraș. Ei vom mâna premiul după aceea, iar premiul întâi se acordă doamnei Mihaela Tașcă. Mi-a promis că vine în această seară, nu știu dacă este prezentă, dacă este venită, o invităm în scenă, dacă nu, după Crăciun va primi de asemenea premiul. Da, bine ați venit, felicitări! Bună seara! Bună seara! Poate spuneți două cuvinte despre ideea noastră. Ideea mea a fost să înființăm niște locuri de picnic în zona Vânătorii de Munte, sus aici, în centrul orașului, pentru că am întâmpinat dificultăți când a trebuit să scoatem copiii în natură și nu am avut unde, decât cu mijloace de transport, cu mese, scaune după noi. Și am zis că primăria ar fi bine. De fapt, îl urmărea pe domnul primar din oraș, numai să-i zic de ideea asta, să înființeze niște, nu știu exact, butuci, ceva, mese, ceva rustic oricum, să fie în ajutorul cadrelor didactice și a copiilor din oraș. Mulțumesc că s-a luat în considerație ideea mea și sărbători cu bine! Mulțumim, felicitări! S-au luat în considerare propunerile care pot fi realizate, astfel că locurile de picnic se vor amenaja, din păcate, nu la Monumentul Eroilor Vânători de Munte, într-o altă locație la fel de frumoasă. Vă mulțumim foarte mult și încă o dată mulțumim doamnei Elena Didilă. Vă rugăm aplauze pentru sponsorul nostru. Vă doresc sărbători cu bine și vizionare plăcută în această seară. Să rămână, mulțumim, doamna Cristina. Aveți niște idei foarte bune. Mă bucur că o să aibă orașul Târgu Neamț și transport în comun și toate cele locuri în care avem nevoie să mergem câteodată, așa e bine și mai ales pentru picnic e o treabă grozavă, pentru că lumea știe să răbuturească. Românul este în semn de această stare de sărbătoare, un lucru bun. Acum, cum să vă zic, suntem într-o zi de 22 decembrie, un pic complicat, foarte complicat, pentru că uitarea face parte din acele legi ale firii omenești și uneori nu știm să prețuim decât atunci când nu mai avem, din păcate. Suntem și mult prea grăbiți la un moment dat, încât să avem răbdare noi cu noi, pentru că dacă ar fi să apăreți fiecare dintre domeniile voastre la un microfon, ați avea câte o poveste de spus. Clar, povestea asta e o poveste legată de oameni, e o poveste legată de destinul pe care îl purtați pe umerii domnilor voastre, clar că este legată de un vis pe care îl urmați în viață. Unii dintre noi suntem norocoși și atât de îndrăjiți încât luăm visul de mână și mergem chiar de mici cu el până la capăt. E un vis frumos. Așa ne recunosc ceilalți de lângă noi, după visul pe care îl purtăm de mână. Un lucru grozav. Un lucru care ar trebui urmat. Un lucru care ar trebui încurajat. Un lucru pe care ar trebui să aibă fiecare dintre noi la îndemână. Dacă am face în seara asta un sondaj de opinie, sunt sigur că are și la iveală o grămadă de visuri frumoase pe care le-ați avut. Și unul dintre noastre că le păstrați. Poate cel mai frumos vis este să ne bucurăm împreună, să fim la oaltă, să fim prieteni, să fim oameni, să fim vii. Și dacă e să vorbesc despre noastră de vis pe care eu l-am avut la vârsta mea, acum 1000 de ani, când eram și eu mai tânăr cum e cel care va urma, am să mă întorc undeva cu ochii de copil spre copilul care vine în fața domniilor voastre și am să-l rog să vină cu tot cu visul lui, să aibă un recital în orașul lui. Eu am avut în orașul Piatra Neamț, în care mă trag, sunt nemțean de aici, am avut câteva recitaluri în orașul Piatra Neamț și prin țară, pe unde m-am dus, dar cred că cele mai frumoase emoții și cele mai responsabile emoții sunt emoțiile pe care le ai în fața oamenilor pe care îi cunoști
și care te știu și care la un moment dat pe stradă pot arăta cu degetul sau cu inima înspre tine. Uite-l pe copilul ăla frumos care mi-a cântat un cântec. Clar că suntem în starea sărbătorilor de iarnă, suntem mai buni, mai generoși, acceptăm mult mai ușor lucrurile bune, pentru că în rest, cum spuneam, nu avem timp sau nu mai suntem învățați să avem răbdarea respectivă. Așa că, să mai vorbesc mult, invit pe copilul despre care povesteam, cu visul lui cu tot. Are ochelari, are IE, ca de fiecare dată, are chitară, are emoții și are undeva la purtător, atunci când merge prin țară, o stemă de comunitate care se numește Târgu Neamț. Darea Bogdan! Bună seara, bine v-am găsit! Țin să-mi cer scuze pentru că nu am știut să-mi protejez vocea și am răcit, așa că sper să iasă totul bine. Voi începe cu compoziția mea proprie, Nu sunt fluture de gheață, pe versurile doamnei Georgeta Resteman. Mi-a pus mama o gută
aș mușca, dar mă doare, mă cuprind un fel de jin. Și acum când treceam în parc, o simt îmbătrânit. Galbenă gutuie, dulce amăruie, la pâna fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-a venit globuri, nici petală și nici tea. Sărbătorile de iarnă cu cutuile împodobea. Mi-a pus mama o cutuie în fereastra dinspre drum. Și eu văd că luminează, n-am puterea să vă spun. Pentru ei o vorba o duceam.
vorbeam de cred. Știa cu Ica de Costa, Darea? A cui e? A lui Dan Vane, da? Dan Vane este unul din oamenii care au venit acasă la Târgu Neamț, acum când am făcut medieval anul trecut. Dacă ții minte, la mine și... Sunt cât de foarte fain, e ca un fel de discurs, mai mult decât politic sau mai mult decât altfel. Important de știut la cine vine cânticul Dăriuca, de-aia vreau să am vrut să intervin, să spun că Dan a fost aici acasă la Târgu Neamț. Important e să spun de fiecare dată cu ieșit cântecul. Iar Adrian Păunescu va rămâne unul din poeții. Acum e ciudat, eu aș întreba dacă te-aș lua la emisiune, te-aș întreba. Dune știi tu poezie la Adrian Păunescu și să-mi răspuns din cântecele folk, asta e clar, nu? Asta e primul răspuns, nu? Păunescu e unul din poeții care vor rămâne mereu între copertele de manualelor de poezie și de limbă și de literatură română. Important e să înțelegem și noi ce fantastică e lumea asta dintre poezie și cânte, cum se adună la un moment dat un poet cu un cântăreț, unul care vine peste veacuri, peste timp, cum ar fi. Tu ai un cântec compus pe versul Adrian Păunescu, al tău personal? Încă nu. Dacă n-ai să citești din cărțile, sigur ai să găsești una specifică vârstei tale. Ce vrei să cânti acum? Din copilăria cu asta. Eco, grupul Eco, da? Și versul ăștia cu ei sunt? Tot Adrian Păunescu. Adică nu o să vedem grupul Eco, de fapt nu e cu Magda Pușca, așa a fost la festivalul medieval și a cântat. Sunt niște povești în spatele fiecărei cântă, o să vă povestească în ce condiții s-a compus acest cântec. Nu vă spun eu, o să-mi spună Magda când o să vină, când vine vremea, da? De asemenea, tu cânti un cântec pe care știu o grămadă de lume, într-un fel și al tău, în copilărie. Și chiar să se potrivește, pentru că de multe ori cei mari, cei mici, cântă cântece foarte mari. Mă uit la Vocea României sau la alte concursuri pentru copii. Sunt copii extraordinari cu voci grozave, care cântă cântece mult peste măsura firilor și a vârstei lor. De-aia mă bucur. Succes. Mai ai emoții? Un pic. Un pic. Dar tot de răcită ești, nu? Aplaudați-vă dată. Dar ea, răcită din copilărie.
cu o melodie foarte dragă mie, a doamnei Tatiana Stepa, poate cu un mesaj puțin cam profund pentru vârsta mea, dar sincer nu am putut să mă abțin din a o cânta. Doar